Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi revin cu un nou video din piața cripto, asta după raportul CPI de ieri, un raport destul de previzibil care ne-a arătat o inflație de 2,5% exact la nivelul așteptat de analiști. De asemenea, Bitcoin a înregistrat o evoluție destul de volatilă după acest eveniment și a vizitat chiar prețul de 55.500 de dolari, dar lucrurile arată destul de bine pentru piața cripto și asta cu fix o săptămână înainte de ședința Fed. Astfel, în următoarele minute vreau să vedem împreună cum arată piața cripto după acest raport CPI, de asemenea să vedem ultimele update-uri legate de Bitcoin și vom discuta chiar și despre anumite altcoin-uri populare, printre care Sui sau Fed, monede care au avut creșteri spectaculoase în ultimele 24 de ore. Avem pe listă și proiecte precum PancakeSwap și Polkadot, așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea, nu uitați să vă abonați, iar în descriere puteți accesa și canalul de Telegram și profilul de Twitter, unde mai postez și alte știri interesante. După cum probabil știți, ieri a fost prezentat raportul CPI în Statele Unite, raportul CPI care ne-a arătat o inflație de 2,5% pentru luna trecută, pentru luna august, în comparație cu august 2023. Da, inflația a scăzut destul de tare în comparație cu luna iulie și discutăm despre o scădere de 0,4%. Practic, se pare că inflația nu a mai fost la acest nivel din 2021, din februarie 2021, și putem vedea acest lucru și pe acest grafic care ne arată inflația din Statele Unite de la an la an. Și da, vârful a fost în iunie 2022, când inflația a fost de 9% și în prezent ajunge la 2,5%, un nivel care vedem că a fost ultima oară atins undeva în 2021. Problema a fost totuși Core CPI-ul, care se pare că a fost mai mare decât cel așteptat de analiști. Core CPI-ul a fost de 3,2%. Dar în orice caz, acum toată lumea crede că la următoarea ședință Fed, tăierea de dobândă va fi de 25 de puncte procentuale, deci acest scenariu care practic ar fi mai bullish pentru piața cripto. Și dacă mergem și pe site-ul FedWatch Tool, putem vedea că ședința Fed va avea loc în 6 zile și 9 ore. Avem mai jos și cele două scenarii. Aici avem scenariul care vorbește de o tăiere de dobândă de 25 de puncte procentuale, care în prezent are 87% șanse să se întâmple și în mare parte toate semnele ne arată că aceasta va fi alegerea lui Jerome Powell pe 18 septembrie și da, este un scenariu care, după cum am zis, este mai bullish pentru piața cripto. De asemenea, am văzut și păreri care spun că acum cu această inflație de 2,5% înseamnă că suntem foarte, foarte aproape de targetul lui Jerome Powell. Jerome Powell a declarat că vrea să ducă inflația la 2%, totuși suntem destul de departe de acel target și asta pentru că trebuie să luăm în calcul că această inflație de 2,5% pe care o vedem se datorează și acestor măsuri destul de dure luate de Fed-ul american și inflația a scăzut până la acest nivel tocmai pentru că avem o dobândă de referință foarte ridicată, la cel mai mare nivel din ultimii 22 de ani. Odată cu tăierea dobânzii de referință în acest final de an, e posibil să mai crească inflația în următoarele luni și da, trebuie să luăm în calcul că inflația ar putea din nou crește, dar e normal asta pentru că Fed-ul va fi obligat în perioada următoare să mai reducă din acea dobândă de referință, iar tocmai din acest motiv, acel target pe care Jerome Powell îl are pentru o inflație de 2% este mai mult programat pentru 2026, deci va trebui să mai așteptăm câțiva ani, pentru că avem nevoie să vedem o inflație mică, dar fără o dobândă de referință ridicată. Dar până acum lucrurile arată destul de bine, bineînțeles e posibil și ca anumite cifre să fie făcute din pix, asta pentru că, după cum bine știm, în aproximativ 2 luni urmează și alegerile în Statele Unite. Pe lângă raportul CPI de ieri, piața cripto a urmărit și dezbaterea dintre Donald Trump și Kamala Harris, asta pentru că această dezbatere a avut implicații destul de mari pentru piața cripto. Din păcate, Kamala Harris se pare că a câștigat această confruntare cu Donald Trump și nu este cea mai bună veste pentru piața cripto, pentru Bitcoin în special, asta pentru că democrații știm că nu sunt mari fani ai spațiului cripto, pe când Donald Trump este văzut ca varianta care ar putea duce chiar Bitcoin la un nou all-time high în 2024. O altă problemă pentru piața cripto e și faptul că se pare că la această dezbatere nu s-a vorbit deloc de industria blockchain
Și da, din acest motiv nu am văzut niciun pump pe Bitcoin, cum mulți așteptau. Bine, pump-ul a lipsit și pentru că Donald Trump nu a fost în cea mai bună zi în această dezbatere. Și acum, conform anumitor platforme, se pare că Donald Trump ar fi la egalitate cu Kamala Harris. Sunt și voci care spun că Kamala Harris chiar are un avantaj în sondaje în fața lui Donald Trump. Iar dacă ne uităm și pe platforma Polymarket, putem vedea că ambii candidații au 49% șanse pentru o victorie în noiembrie. Dar, da, în orice caz, e clar că va fi o luptă foarte strânsă la aceste alegeri. Iar dacă ne uităm și pe grafic, putem vedea că Bitcoin a avut ieri o zi foarte volatilă, de la 58.000 de dolari a picat până la 55.500 de dolari, dar apoi și a revenit și a ajuns chiar până în zona de 58.500 de dolari. De asemenea, sentimentul din piață se pare că a fost și el destul de volatil și astăzi este la 31, este în zona de frică, dar ieri a fost la 37 și era într-o zonă galben, aș putea zice. Da, ieri a fost la 37, asta înainte de dezbaterea lui Donald Trump cu Kamala Harris și înainte de raportul CPI. În timp ce, dacă ne uităm și la zona de lichidări, vedem lichidări de 110 milioane de dolari în ultimele 24 de ore. Pe prima poziție în topul lichidărilor este Ethereum, cu lichidări de 34 de milioane de dolari și apoi urmează BTC, cu lichidări de 33 de milioane de dolari. Da, topul continuă și cu Solana și Sui, asta pentru că Sui a avut o creștere spectaculoasă și avem mai jos și detalii despre cea mai mare lichidare. Cea mai mare lichidare a fost pe Binance, unde cineva a fost lichidat pe o poziție pe Ethereum în valoare de aproape 12 milioane de dolari și înțelegem astfel de ce Ethereum ocupa astăzi prima poziție în topul lichidărilor. Că despre Bitcoin avem astăzi două știri interesante și prima ne vorbește de faptul că dificultatea de minare a ajuns în această perioadă la un nou all-time high și avem mai jos chiar un grafic care ne arată cum a evoluat dificultatea de minare în 2024. Vedem aici cu roșu, da, este prezentată dificultatea și a crescut destul de mult, dar asta și pentru că să nu uităm în acest an am avut parte de etapa de halving. În timp ce o altă știre interesantă vine din partea platformei Sentiment. Sentiment este o firmă de analiză blockchain și da, Sentiment a semnat la faptul că în această perioadă sunt mai puține tranzacții făcute de balene în comparație cu martie. În martie am avut parte de vârful pieței în acest an. De exemplu, cei de la Sentiment semnalează că tranzacțiile de peste 100.000 de dolari în Bitcoin au scăzut cu 33% de pe 13 martie până în prezent, în timp ce tranzacțiile cu Ethereum, de asemenea tranzacțiile făcute de balene, au scăzut cu 72% în aceeași perioadă de timp. Asta și pentru că, da, Ethereum nu a primit o atenție prea bună în ultimele luni. Am văzut că Ether a avut o corecție de aproximativ 40-45%. Iar pentru a înțelege mai bine acest lucru, putem vedea acest grafic oferit de Sentiment. Pe acest grafic vedem că în martie balenele efectuau cam 88.000 de tranzacții pe săptămână pe Bitcoin, în timp ce în prezent acest număr a scăzut la 58.000 de tranzacții pe săptămână. Totuși pe Ethereum scăderea este și mai mare. Ethereum avea în jur de 110.000 de tranzacții pe săptămână în martie, tranzacții făcute de balene, iar în prezent, conform celor de la Sentiment, se pare că numărul de tranzacții pe Ethereum a scăzut la doar 30.000 de tranzacții pe săptămână, tranzacții făcute de balene. Mergem mai departe și vorbim și despre altcoin-uri și aici începem cu un altcoin foarte popular în acest an. Discutăm despre Sui, un proiect care știm că în urmă cu o săptămână a primit un produs de tip Trust din partea companiei Grayscale. Acum cei de la Grayscale fac un anunț foarte important pentru Sui și anunță că investitorii acreditați vor putea accesa acest produs bazat pe Sui. O veste foarte bună pentru unul din cele mai populare blockchain-uri Layer 1 în 2024 și vedem aici anunțul oficial făcut de Grayscale. Iar după acest anunț, tokenul proiectului Sui a avut o creștere spectaculoasă, 16% într-o singură zi. Vedem că Sui ajunge acum
pe locul 28 în clasamentul CoinMarketCap și arată încă o dată că este unul din cele mai bune proiecte cripto în acest ciclu. Iar cea mai nebună știre de astăzi nu vine din partea proiectului SUI, ci vine din partea fuziunii Artificial Superintelligence Alliance, acea alianță între Ocean Protocol, FGI și SingularityNet, trei proiecte foarte importante de AI, care acum se pare că vor să mai aducă un nou proiect în această alianță. De data asta se pare că vorbim de proiectul Kudos, care este un proiect axat pe narrativa Deepin și care ar putea fi al patrulea proiect în această fuziune. Deci, practic, tokenul celor de la Kudos ar face și el trecerea în noul token numit ASI. Totuși, aici trebuie menționat că Kudos nu va intra încă în această alianță. În primă fază, se pare că comunitatea Artificial Superintelligence Alliance va vota această decizie, asta în perioada 19-24 septembrie. Da, cred că sunt șanse foarte mari ca Kudos să primească un răspuns pozitiv și să intre până la urmă în alianța ASI. Bineînțeles, dacă Kudos va intra în această alianță, nu este neapărat cea mai bună veste pentru tokenul Kudos. Asta pentru că, într-un fel, această alianță, personal, eu cred că îi va limita puțin creșterea în perioada următoare. Din acest motiv, nu vedem o creștere spectaculoasă pe Kudos. După acest anunț, chiar a avut o scădere în această dimineață. Kudos este un proiect care momentan este pe locul 476 în clasamentul CoinMarketCap, are o capitalizare de 57 de milioane de dolari și practic are spațiu să crească, dar intrând în fuziunea ASI, e clar că această creștere va fi limitată, iar tocmai din acest motiv nu vedem astăzi o creștere spectaculoasă sau un pump pe tokenul celor de la Kudos. Continuăm cu alte două știri interesante și vorbim în primă fază de Binance Labs, care alege să investească într-un nou proiect ce face parte din ecosistemul Ton. Binance Labs alege să investească într-un proiect numit Blum, care este de fapt un DEX de pe Telegram. De asemenea, acest exchange combină practic elemente specifice exchange-urilor descentralizate, dar și elemente specifice exchange-urilor centralizate. Și chiar folosește un sistem de gamify prin care a reușit să atragă peste 60 de milioane de utilizatori prin acel sistem de tap to earn. Iar de asemenea se pare că și PancakeSwap se axează în această perioadă pe Telegram. PancakeSwap lansează un boot de predicții, un boot care se pare că poate oferi predicții legate de prețul monedei BNB, iar acest boot se pare că va arăta dacă prețul monedei BNB va crește sau va scădea pe intervale de 5 minute. Discutăm și despre proiectul Optimist sau mai degrabă zis despre OpLabs. OpLabs este compania ce stă în spatele proiectului Optimist și aceasta va colabora cu compania Saxin, asta pentru o soluție foarte importantă pentru rețeaua Optimism. Practic, cele două proiecte vor colabora pentru o soluție ce folosește tehnologia de Zero Knowledge, asta pentru a îmbunătăți finalitatea tranzacțiilor și costurile pentru acele Optimistic Rollups oferite de Optimism. Și practic, această nouă soluție dezvoltată de cele două proiecte se pare că se va numi OpSaxInt. De asemenea, o altă știre interesantă de astăzi vine din partea ecosistemului Polkadot, acolo unde proiectul Saplatuna Dan se pare că a integrat deja peste 50 de parachain-uri și Dan a devenit acum cel mai mare data hub de pe Polkadot. Practic, această platformă este foarte importantă în prezent pentru că poate oferi date din ecosistemul Polkadot, date ce pot fi folosite atât de developeri, dar și de investitori. Iar Polkadot a semnalat chiar pe Twitter acest milestone atins de proiectul Dan, de această platformă Dan, care în prezent se pare că suportă peste 50 de parachain-uri din ecosistemul lui Gavin Wood. Încheiem aici videoul de astăzi, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!